Bună dimineața, dragii mei! Desculți pe munte într-o nouă ediție. De această dată încercăm să atingem vârful Moldoveanu. În colțul din dreapta sus se vede luna. O lună care este în descreștere. Și un avion pe cer. O cabană sau mai degrabă o casă de vacanță în fața mea și munții în spate. Se vede deja cresta Făgărașului. Este dimineață, aproape 7:30. Un pic cam târziu pentru traseul Făgărașului, pentru că el are cam 7 ore. Acesta este drumul de pornire. Este și un semn aici, drum închis circulației publice, în dreapta. Și marcajul care duce spre vârful Moldoveanu pe zona turistică Viștea Mare, 7 ore, iarna traseul interzis, triunghiul roșu. Și panoul unde spune că mă aflu aici, practic am ajuns în Viștioara și voi merge pe Valea Viștea Mare până la refugiul alpin Valea Viștei, Portița Viștei, vârful Moldoveanu. Și sper să ajung și pe Viștea Mare, dar nu știu dacă îmi va ajunge timpul. E un traseu destul de lung. Practic pornesc de la, nu știu dacă se vede aici pe cameră, pornesc de la un nivel de 800 de metri, da? Și ajung la 2500, e o diferență de nivel de 1700 de metri aproape, chiar mai mult. Așadar, să mergem. Am mai înaintat un pic, mai mult cu mașina, de unde am pornit. Se poate merge cel puțin un sfert de oră cu mașina. Sunt câteva pensiuni mai sus și se mai fac și niște scoaruri în care pot să parchez. Eu am lăsat-o la un scoar de la ultima pensiune, încă puțin mai sus, ca să mai economisesc cel puțin o jumătate de oră, dacă nu mai mult, de mers pe jos, pe drum ferostier. După cum vă spuneam, se poate ajunge cu mașina oarecum cât mai sus posibil, astfel încât să scurtați din drum. Am lăsat Viștea, am zis că era un podeț în spate, în partea dreaptă, și după cum vedeți, mai sunt unii care parchează, mai sunt scoaruri în care se poate parca. Aceasta este ultima mașină pe care am văzut-o. Până acum eu am lăsat mașina mai jos, să fie vreo 20 de minute diferență între noi de mers pe jos. Acum fiecare cum consideră. Unii își lasă mașina jos la marcaj. Chiar văzusem, pentru că am dormit acolo, văzusem unii care au venit de pe traseu la ora 9:30, l-au terminat și au ajuns la mașini. Și era și un grup de 8 persoane, asta încât o mașină a plecat cu celălalt șofer ca să o ducă să-i perea pe ceilalți. Surse de apă pe traseu, oarecum
destul de multe în această perioadă. Acum aveți grijă cu alimentarea de pe traseu. Nu știu, s-ar putea să mai fie izvoare și mai sus, ceea ce cât timp e apa lângă noi e foarte bine. Am ajuns la capătul drumului forestier și am întâlnit acest marcaj spre vârful Moldoveanu, 6 ore jumate, orașul Victoria, 9 km. Ceea ce nu-mi place deloc, pentru că jos era 7 ore și mergând și cu mașina, am zis că poate scutesc. Am zis că de acolo până aici ar fi un drum de cel puțin o oră, când de fapt acesta trebuia parcurs pe jos într-o jumătate de oră, sau poate au considerat cu mașina să venim până aici. De acum urmează, după cum vedeți, potecă și urmată traseul de unghii roșu. Am ajuns și la o trecătoare. Din păcate, cred că am ratat un podeț, era unul mai jos. Pentru că văd marcajul acolo, practic drumul era pe acolo. Era și o tăblie, dar nu știu, pur și simplu n-am văzut-o. Așa că va trebui să-mi încerc norocul pe astea. Nu o să filmez acum pentru că e riscant. Ne vedem în capătul cealaltă. Am încercat să merg un pic și nu recomand pe aici, așa că o să mă întorc. O să mă întorc pe unde e acel podeț. Pur și simplu nu l-am văzut, pentru că este și o tabliță mai încolo care zice să iau pe aici. Da, practic n-am știut să urmez traseul. Acesta spune clar să iau în jos. Eu n-am urmat sfatul și am luat-o înainte, ceea ce m-a dus un traseu greșit. Practic trebuie să fac aici dreapta, sau trebuie să fac dreapta și să o iau pe podețul ăsta. Iarăși o pierdere de vreo 10, un sfert de oră. Da, așa da, altă viață. Era foarte riscant pe acolo și n-avea sens să risc, mai ales că e al nepus pe aici. Și noaptea chiar nu era recomandat să iau pe acolo. Am ajuns la un alt podeț, al doilea, și chestia e că mai văd unul mai încolo. S-ar putea ca traseul să facă stânga-dreapta pe Viștea. Așa că nu o să mai filmez prea multe, nu știu cât mai am și baterie. Tocmai am traversat al treilea podeț și o iau la deal. Am ajuns într-un punct de belvedere. Sper să se vadă această minunată cădere de apă. Nu o pot denumi. Nu știu dacă o pot denumi o cascadă, pentru că nu are o cădere fără să se spargă
fără să curgă pe stâncă foarte mare. Da. Acum nu știu dacă ea e marcată pe traseu ca fiind cascadă, dar merită surprinsă. Nu știu dacă se vede, dar după mai bine de 2 ore de mers, am ajuns la refugiu. Văd că oamenii mănâncă. Sunt niște străini, e pentru că e o zi de lucrătoare. Unii și-au mai schimbat echipamentul. Eu o să încerc să continui traseul pentru că am ajuns după ei. Așa să se și vadă că cu verdeața o să tot vedem. Nu știu dacă se vede, dar am ajuns într-o păiniță. Eu zic că acel oraș este Victoria. Iar aici am ajuns din nou la al 4-lea podet. Iar în zare se vede creasta Făgărașului. Și au început să vadă și ceva nori. E trecut de 10 un pic. Foarte frumos. Să sperăm că ajung până sus și să mă și întorc în seara asta. Până la refugiu, apropo, am făcut în jur de 2 ore și bine, și cu pauze și cu întoarcere. Acum ține de antrenamentul fiecăruia. Am mai înaintat un pic și am dat de acest măgăruș. Stă la priveliști să-l mângâi un pic. Aia mă, nu fugi de mine. Ești simpatic. Mai sunt și câțiva mai încolo. Tipe la urechi și așa. M-am mai întâlnit de asemenea și cu un grup de croați conduși de Paul Hera, un ghid montan foarte bun, internațional. A terminat Asociația Montană Ghizii României, dacă nu mă înșel. Conduce un grup de vreo 20 de turiști. Unii sunt cu el în față, alții au mai rămas în spate, sunt un pic răsfirați. Și un grup de 2 polonezii care sunt în fața mea și cu care am pornit la drum odată cu ei. Trebuie să-i prind un pic din urmă. Hello! Hello! Și iar din ce mi-a povestit, că l-am întrebat ce și cum, mi-a spus că drumul se continuă în dreapta și moldoveanul se vede, o se vadă după ce voi trece de acești munți, un cam 3-4 ore. Este deja ora 11. Sper să ajung pe la ora 3 pe vârful Moldoveanu. Nu știu dacă o să mai pot să fac și viștea. Iar exact în dreptul meu, exact pe un mijloc, se vede și o turmă de oi sus cocoțată. Cred că acolo o să ajung și eu. Sau în dreptul ei, cel puțin. Să vedem pe unde a traseu, nu știu exact. Să urmez. Da, începe să se apropie și turiștii. Foarte frumos. Minunata vale
a Viștei Mari, în toată splendoarea ei, este o zi superbă. Cu câțiva norișori, este miezul zilei. Se mai văd câțiva turiști care urcă. Până la urmă, m-am mai întâlnit cu câteva persoane care coborau. Traseul nu e în dreapta, de la oile acelea. Traseul urcă sus, de tot, ajunge în Șa și abia după Șa se vede Moldoveanu. Mai este mult de urcat până acolo, cel puțin 2 ore, cred. Iar de acolo, din Șa, am înțeles că este foarte abrupt către vârful Moldoveanu. Am mai aruncat un pic, o oră, foarte anevoios drumul. Până așa, se vede aici o stâncă. O să-i spun țeapa Făgărașului. Chiar arată ca o, de fapt, un vârf de lance. Exact așa arată. Și mai sus, să acum e un pic în ora, dar se mai văd oameni care urcă până sus, până în vârf. Foarte nevoios drumul. Și de acolo să vedem unde o duce. Mai trebuie să fac o rectificare, îmi cer mii de scuze. Dacă nu mă înșel, am menționat de ghidul montan Paul Hera. Nu este Paul Hera, este Radu Hera. Repet încă o dată, este vorba de Radu Hera, ghid montan internațional și de la GMR, Asociația Ghizilor Montani din România. O asociație destul de puternică. Cursul durează, am înțeles, 2 ani de zile, ci se cere să faci și ski. Ca idee, nu vreau să mă laud, dar recent am terminat și o școală de ghizi, montani, fără ski alpin. Dacă mai capăt ceva experiență, dar nu cred, pentru că e foarte periculos schiul. S-au întâmplat atâtea accidente și cred că rămân doar la timpul de vară, drumeții de timp de vară sau iarnă, dar pe culmii mai mici sau mai accesibile, pe voi mai accesibile. Sau pe trasee care sunt accesibile iarna. Ați văzut și acest traseu este închis iarna. Ceea ce mi se pare și normal. Acum e de abrupt pe aici. Și în sfârșit am ajuns în Șa. În vârf se vede Viștea Mare. Traseul pe aici o ia întâi pe Viștea Mare și apoi Moldoveanu. O să urc să ajung și eu așa. Încă bine am ajuns, da. Să ajung la traseu. Triunghi roșu. Triunghi înseamnă, pentru cine nu știe, traseu de vârf. Roșu înseamnă traseu dificil. Și chiar e dificil. Se vede mai jos și un lac și un petec de zăpadă. Încă mai e zăpadă aici sus în Făgăraș. Și renumitul
Moldoveanu. Renumitul Moldoveanu. Acolo unde este multă, multă, multă lume. Și bine că încă, bine, ei au noroc acum. S-ar putea când ajung eu, păi că peste o oră, jumate, cred, să fie plafon de nori. Așa că filmez acum cât se mai poate. Ah, și refugiu. Refugiu la 10 minute. Cabana Valea Sâmbetei, așa se cheamă. Sau refugiul Alpin. Nu, e refugiul Alpin. 10 minute și spre Cabana Valea Sâmbetei 4 ore. Cabana Valea Sâmbetei, adică jos probabil, sau 4 ore jumate. Bandă roșie. Bandă însemnând traseu de creastă. Să vedem ce mai scrie pe aici. Orașul Victoria, 5-6 ore prin Valea Viștei și... Ia să văd Moldoveanu. A, Cabana Podagru, Podragul, 4 ore jumate. Nu scrie cât mai e până pe Moldoveanu. Ceea ce, na, nu prea e frumos din partea lor, mai ales că am ajuns aici. Ce vreau să vă mai spun este ce înseamnă punctul sau cercul. Cercul înseamnă circuit, adică se pleacă dintr-un punct și se ajunge tot acolo, se face practic un cerc. Iar culorile bănuiesc că reprezintă, nu sunt sigur, roșu dificil, galben mediu și albastru accesibil. În vârf din față este Galășescu Mare. Și cum v-am spus, Viștea Mare și Moldoveanu. După un arcuș foarte anevoios, am prins un moment de pauză de nori. O să filmez Viștea Mare care e în dreapta mea și o să merg pe creastă până la steagul României care e pe Moldoveanu. Mai jos se vede Iezerul Triunghiular din ce am aflat și chiar aș vrea să prind o fereastră să se vadă frumos de pe Moldoveanu. Vreau să filmez acum o doamnă care e în sandale și e ajutată de doi bărbați. Aici este o porțiune de lanțuri care coboară din Viștea Mare. Traseul s-a schimbat din bandă roșie în punct și continuă. Uite, altă doamnă în sandalie, incredibil. De unde ar veni turiștii ăștia, doamnă? Traseu de escaladă. Înspre Viștea Mare, descurs pe munte, mai are încă puțin, până la acoperișul României, vârful Moldoveanu, 2544 de metri. Lumea aici se pozează, ceea ce e un lucru foarte bun. O să fac și eu asta până o să ajung. Și să fac așa o panoramă, un view. Am prins și pauză de nori. Mai devreme era plafon mare. De fapt, s-ar putea să vină unul chiar acum. Foarte frumos.
Cum v-am spus, 2544 și mai e o cutie aici. 19. The Book of Moldoveanu Mountain, cartea vârfului moldoveanu, în care oamenii scriu... ce anume? Prima și ultima vizită aici. Prima și ultima vizită aici. Nu se știe, eu aș mai veni pe aici. 19. Și mai scrie aici, ce mai scrie? Cine a ajuns aici, până aici, este un învingător. Așa să fie. Acum contează și din ce direcție a venit. Da, cred că indiferent din ce direcție ai venit pe aici, este la fel de greu. Multe steaguri, multe cruci, ca de obicei. Și aici, pe acest vârf a trecut batalionul 528, cercetare Brăila, în zilele de 17-2002-2003. Parcurgând astfel toată creasta munților Făgărași între Valea Oltului și Piatra Cărălui, 7 august 2003. Da, într-adevăr, m-am întâlnit cu cineva pe traseu care a făcut creasta, tot așa a pornit din, de la Turnul Roșu și se îndreta către Zărnești. Într-adevăr, un om de munte adevărat face chestia asta și nu e pentru oricine. Foarte frumos. Desculți pe munte, încă o dată din de pe acoperișul României. Cum v-am spus mai devreme, la întoarcere am să o luăm pe Viștea. Iarăși multe persoane care își fac poze, foarte bine. Plafonul de nori e ridicat. Moldovenul a lăsat în urmă, făceam o paralelă, dar să nu se supere nimeni pe mine. Ziceam că numai moldoveanul a ajuns pe acoperișul României. Mai trebuie să fie și un ardelean și un muntean, ca să fie treaba. Traseul la coborâre, mai greu ca la urcare, aveți mare grijă, pentru că sunteți obosiți și riscați mai mult să vă accidentați. Ce vreau să filmez sunt niște perechi de bocanci abandonați pentru că s-au rupt. Stau să mă întreb cei care au abandonat ce au avut la schimb, dacă au mers desculți pe munte sau nu. Însă, mare grijă cu ce încălțăminte veniți la munte. Talpă aderentă, vibram cel puțin, nu știu, am filmat mai devreme două familii, femeile erau cu sandale. Așadar, mare grijă la încălțămintea pe care o utilizați pe munte, pentru că mai sunt ploi. Nu se știe cum se schimbă vremea pe creastă, ați văzut, acum era soare, acum e plafon de nori. Întotdeauna să vă uitați la vreme dinainte. Eu o să cobor în iezărul triunghiular și să mă alimentez un pic cu apă. Nu prea este apă imediat cum ieși din pădure. Așadar, minim 2 litri de apă la voi, cel puțin. Un cioban în depărtare. Este ciobanul care are grijă de oile de acolo. Și un câine ciobănesc care l-a tratat turiștii. Are și un pui, avea un pui, l-a mângat repede. Foarte jucăuș. Un pic cam fricos față de străini. Temător așa un pic, dar foarte drăgălaș. După cum vedeți, încă sunt sus, se apropie seara, însă aș vrea să închei aici drumeția către Moldoveanu, pornind din Viștioara, un traseu de
7 ore cu 5 ore, 6 ore depinde de mers. Am întâlnit și persoane care l-au făcut în 5 ore jumate, dar au tras tare. Am întâlnit și persoane care au mers în sandale. După cum ați văzut, bocancii lăsați pe drum. Am întâlnit și străini care au venit din Bâlea și au mers pe creastă și campau acolo la refugiu alpin. Am întâlnit și persoane care au făcut sau care fac creasta, că mai au de mers până în Zărnești, pornind din Turnul Roșu, pentru că așa se face toată creasta adevărată. Așadar, dragii mei, cărări ușoare, descurs pe munte, să ne revedem cu bine. Post scriptum legat de vulturi, pentru că n-am văzut vulturi la munte. Acum recent, de dimineață, văd unul că planează sus. Cam așa arată un vultur care caută pradă. Zic eu, într-o zonă deluroasă. Are aripile un pic mai lungi decât corbul crez și un pic mai apatizate ca planorul. Asta și ideea, planează în cercuri. Acum probabil caută de mâncare ceva. Ce frumos! Se duce din stânga în dreapta, acum e după... Auzi pe pomi. Să tot zboare la vreo 20-30 de metri. Cam așa. Frumos.